se pot porni la lume, e dragoste. Și e doar, măi, cum le place tuturor, măi, dorme.
fiori, că le-am fost, că le-am fost dragă și lor. Pârtă chiar o feche prostui maia, că le crede la ra 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 ra. Nu vă pară, nu vă pară veche rău, că drăguțu, că drăguțu nu vin eu. Nu vin eu că nu l-aveți, n-ați avut e când sunteți mai la ra 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 ra. Și pe care l-ați avut, tăcumiere l-ați ținut. Da, eu nu-ți ia ce apasă să-mi țin drăguțul cu plată, na 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 na. Că eu-ți fată frumușe din feciorii numai ce mai la na 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 na. Angela Buciu, Angela Buciu. Doamnelor și domnilor, despre un interpret cel mai bine vorbesc cântecele. Voi reveni, promit. Cântecele pe care le cântă. Stați un pic, nu plecați de aici, pentru că vreau să spun că în afară de cântecele dumneavoastră, vorbesc despre dumneavoastră și personalități pe care le veți găsi în această ladă de zestre, numită simbolic așa, și care e o carte pe care doamna Angela Buciu ne-o prezintă la acest aniversar, în care veți descoperi frumusețea sufletului dumneiei și aspecte minunate din cariera dânsei. Pe lângă cântece, pe lângă personalități, ne vorbește și doamna Buciu foarte frumos despre obiceiuri, despre tradiții. Și mulțumim pe această cale și o îmbrățișăm încă o dată. Vă mulțumim și pentru cântec! Și eu mulțumesc tuturor spectatorilor, fără de care nici noi n-am fi aici. Vă mulțumim! Mulțumim!